Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi, live aici pe Metropola TV. Astăzi eu și colegul meu, Ionuț Flore, avem o poveste de campion frumoasă, pentru că este o femeie în lumea bărbaților și despre care lume ne place cel mai des să vorbim, lumea fotbalului. Este fostă jucătoare, antrenoare cu licența pro, pe care unii încă mai au un pic de muncit pentru ea. Irina Giurgiu este astăzi alături de noi și așteptăm să aflăm de la ea, povești pe care poate nu le știți, povești care să ne stârnească așa emoții și de ce nu fetelor să vă apucați de, de, o carieră frumoasă în fotbal. Bine ai revenit, Irina, pe la noi. Ce faci? Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să mă aflu din nou, din nou alături de voi și sper să ne distrăm în seara aceasta. A, ah, cu siguranță, că de asta suntem aici noi așa, Ionut, să fim cu voie bună, cu energie frumoasă și să vorbim despre uh, marea ta dragoste. Bine te-am regăsit, Alice. Da, într-adevăr, fotbalul este marea mea dragoste. Și a doua dragoste este și fotbalul feminin. Pentru că începe ușor, ușor să prindă conturi și tot mai mare expunere și în țara noastră. Și cine ne poate vorbi mai bine despre acest fenomen care capăt amploare, dacă nu invitatul nostru de astăzi, Irina? Și pentru că de fiecare, de fiecare dată ne gândim cum ajung invitații noștri să aibă o pasiune din care să facă performanță și din care să aibă poveștile frumoase pe care ni le aduc în, în fața voastră. Deci, Irina, cum a, de unde s-a născut pasiunea ta pentru fotbal? De mică mi-a plăcut să joc fotbal, din păcate nu am știut că există fotbal feminin. Am aflat că există doar la 18 ani, foarte târziu. Dar de mică jucam fotbal cu familia mea, cu tatăl meu, cu frații mei. Cu vecinii de la, de la țară. Eu am copilărit în Berbești, în județul Maramureș și acolo, cumva, am făcut primele antrenamente de fotbal. Și la 18 ani, cum? Cine te-a îndrumat? Pentru că tu ai, ai avut și o carieră în handball, din câte știu. Da, am jucat handball timp de 6 ani de zile, la două cluburi din Baia Mare. După care, la 18 ani, se întâmplă anumite schimbări. Și recunosc că sora mea m-a ajutat foarte mult și m-a îndrumat să merg la fotbal. Ea a mers cu un an înaintea mea și am văzut că se bucură, se distrează și atunci mi-am dorit să schimb și eu și să merg să-mi urmez pasiunea. Era un moment în care Irina, fotbalul românesc, nu avea amploarea din ziua de astăzi. Urmărei undeva acest fenomen în străinătate, pentru că întotdeauna ne comparăm cu fotbalul feminin de afară și vedem acolo, de exemplu, stadionul Cam Nou la un meci Real Madrid-Barcelona a fost arhiplin, urmăreai fenomenul acesta în afara granițelor sau pur și simplu doar la îndrumarea suroritare ai decis să faci și tu pasul către fotbal? Din păcate nu am văzut la televizor pe atunci, nu am văzut meciuri de fotbal feminin, nu știam nimic despre fotbalul feminin, doar că este o echipă de fotbal feminin în Baia Mare. Și am mers și am jucat fotbal. După care am început să mă uit, să caut pe internet meciuri și să văd că, într-adevăr, fetele joacă fotbal și o fac foarte bine. Bine, vedem evenimente, așa cum spuneai și tu, Ionuț, unde stadioanele sunt arhipline, unde oamenii vin chiar și din alte colțuri ale lumii pentru a-și susține echipele favorite. Vorbim de uh, campionatele europene, despre campionatele mondiale, unde chiar se strânge un public extrem de, de numeros. Cum a fost contactul tău pentru prima dată cu o echipă de fotbal feminin? Cum ai descriu-o la momentul respectiv? La început a fost puțin greu, pentru că aveam deprinderi greșite din handbal, mai luam mingea în mână când trebuia să dau cu capul, dar încet, încet m-am adaptat și am încercat să învăț pas cu pas jocul de fotbal. Poziția din teren ai ales-o tu, Irina, sau pur și simplu ai văzut exact unde te potrivești mai bine? Pentru că noi facem mereu comparația aceasta cu băieții, și ei mereu vor să fie de la mijloc în sus, atacanți, să marcheze, mijlocași, număr 10, scriu pe spate, cum făceam și noi, numărul 10. Aveam tendința să controlăm mingea în exces. Cum a fost partea aceasta la tine? Ai știut exact ce poziție vrei să joci sau în urma unei discuții cu antrenorul? Și în funcție de calitățile pe care le-a observat la tine, ați decis de comun acord care va fi poziția ta din teren. În momentul în care am mers la primul antrenament de fotbal, nu știam ce poziție există în fotbal, cine e fundaj, mijlocaș, atacant sau portar. Știam așa, comparam tot timpul cu jocul de handbal, dar nu înțelegeam un lucru. Și acum, normal că este un lucru foarte important în jocul de fotbal, nu înțelegeam de ce ca fundaj trebuie să aștepți. Să urci până la centru terenului, să stai acolo, să aștepți. Noi la handbal toată lumea mergea în atac, toată lumea în apărare. Eu urcam la un moment dat, m-a pus antrenorul la primul meci, fundaș central. Păi m-am gândit, de ce să nu aștept eu în fața portarului? Mai fac efortul ăla să urc până la centru, după care mă întorc și nici măcar nu ating mingea. Și chiar asta a fost o poveste interesantă. Am descoperit lucruri, foarte multe lucruri jucând uh, fotbal. Ne-a mai explicat și antrenorul, dar mai multe uh, învățam în meciuri. E un pic diferit parcursul, pentru că știm bine că uh, din totdeauna, poate, în România, băieții încep de mici. Adică vorbim despre treaba asta încă de dinainte de Revoluție, când băieții oricum începeau de mici să practice acest sport, la noi a apărut uh, ulterior latura feminină a sportului mult mai târziu și automat și voi ați venit uh, cumva un pic mai târziu ca și vârstă într-un sport uh, nou, despre care, evident, la bărbați se spune că deja la 18 ani ar trebui să fii uh, mort-copt împachetat și gata de transfer. Uh, cum a fost uh, la momentul respectiv? Ce vârstă aveau colegele tale? Au venit de la vârste mai fragede, erau tot cam uh, în jurul de 18 ani Cum era? Erau foste uh, jucătoare de handbal, majoritatea sau au, făc, au practicat alte sporturi Noi am mers să, să jucăm fotbal din plăcere, din pasiune Nu ne gândeam uh, să facem performanță, să câștigăm meciuri, campionate Mergeam doar să ne simțim bine, să ne distrăm și în momentul acela nu credeam că voi face carieră în fotbal și că poți să trăiești din banii câștigați din fotbal. Deci, echipa de handbal din Baia Mare s-a destrămat pentru că toată s-a mutat la fotbal, să înțeleg, Irina. Ați lăsat fără obiectul muncii acea disciplină din orașul respectiv? Din fericire, nu s-a întâmplat așa. <laughs> și um, au mers spre fotbal jucătoarele care deja au renunțat la jocul de handbal. Și mai am o curiozitate, una dintre regulile cele mai complexe din fotbal, pe care uneori nici băieții nu înțeleg, este regula offside-ului. Cum a fost pentru tine în momentul în care ai venit din handball într-un alt sistem și în foarte bine acolo se apără foarte, foarte multă lume aglomerat în jurul semicercului, să veni și să mențineți acea linie a offside-ului cerebră la fotbal, un pas în față-în spate poate scoate din offside atacantul și, bineînțeles, poate și o fază importantă de gol. Da, într adevăr a fost greu la început pentru mine. Nu înțelegeam de ce un pas mă poate face să pierd adversarul, să plece de lângă mine pe contraatac și să primim gol. O greșeală foarte, foarte mică în jocul de handbal, în fotbal era radicală. Da. da. Dar am avut noroc să am lângă mine, să o am alături de mine pe, pe sora mea. Jucam am două fundași în poziție de centrală, fundași central. Și atunci, fiind surori, ne completam foarte bine. Știam cine iese la, la marca, știam cine trebuie să facă dublajul, simțeam lucrurile acestea. La un moment dat, când n-am mai jucat împreună, m-a avansat antrenorul, mijlocaș defensiv, sora mea nu, nu s-a regăsit, regăsit pe teren nici eu la fel. Deci este importantă această coeziune care se formează pe linia de apărare a unei echipe, pentru că noi tot vorbim, Alice, să nu schimbi linia de apărare pentru că, că acolo se... Format deja exact, un mecanism se creează care... cel mai exact. greu legăturile între fundași și central. Da. Asta o să ne spui și, bineînțeles, și din perspectiva antrenorului, dar rămânem în continuare la acea a fotbalistului. Deci este foarte greu când antrenorul decide să schimbe perechea de fundași central după ce o perioadă de timp s-a creat o coeziune între cei doi fundași centrali. Da, într-adevăr, pentru mine a contat foarte mult uh, să fiu alături de sora mea, să mă susțină, dar într-adevăr, după ce am avut legătura aceasta bună, n-am mai fost schimbate niciuna dintre noi și n-am stat pe bancă. Adică am jucat toate meciurile, timp de șase ani, în fiecare meci eram titulare și jucam tot meciul. Cum a fost pentru tine acea perioadă? Cum erau meciurile? Pentru că știu foarte bine de la... Um... Foste colege ale tale, să, să spunem, care erau în, la momentul respectiv un fenomen, și care aveau niște povești săracele. Dacă nu mergeau pe niște terenuri dezastruoase, în niște localități unde apa curentă era, din păcate, doar un vis frumos, cum era experiența asta? Pentru că poveștile, la final, sunt și frumoase. Da, într-adevăr, în 2010, când am început să practic fotbal, aveam terenul în mare doar la meciuri. Și uh, făceam antrenamentele pe pista de atletism. Adică vedeam poarta la meciuri. Și mai striga și antrenorul și președintele că nu vedeți poarta, nu, nu marcați. Dar noi vedeam doar la meciuri, așa că ne era foarte greu. Uh, am avut condiții foarte grele de antrenament. Nu știu dacă ar mai fi copii care ar face antrenamente în condițiile respective. Uh, mergeam în, la terenul la pistă, la teren... Uh, nu aveam vestiare, nu aveam apă caldă, chiar dacă era iarnă sau o vreme mai, mai să zic așa, cu ploi torențiale. Nu aveam unde să ne schimbăm, mergeam u de acasă, murdarea, chiar am niște amintiri și niște poze incredibile. Și de multe ori am ajuns acasă în condițiile respective și m-a întrebat mama, să uita așa la mine și cum arăt, adică nu arătam foarte bine. Și mai aveam și sacul de migi în spate, că n aveam vestiar și atunci făceam cu rândul cine să le care acasă. Și mă întreba, dar nu te oprești, adică aveam și eu 20 de ani, trebuia să fie o domnișoară, nu o să arăt în, în postura respectivă. Dar părinții ne-au susținut foarte mult și ne-au încurajat. Și atunci, acum când mă uit în spate, mă amuză fiecare lucru. A contribuit până la urmă fiecare aspect la creșterea ta, cred. Așa este. Sunt cumva oportunități poate pentru, și poate pentru cei care ne urmăresc și pentru cei care nu cunosc, ar crede că sunt posibilități cumva reduse. Tu totuși ai continuat să faci lucrul ăsta. Cum s-a născut și dorința de a face performanță și de a face ceva în plus pentru un sport care ți era atât de drag? Eu am jucat la Baia Mare, 6 ani de zile. În primii 2 ani de zile, președintele clubului de atunci a văzut în mine ceva mai mult decât o simplă jucătoare de fotbal și a văzut că am aptitudini și calități pentru a antrena. Și atunci mi-a dat o grupă de junioare, bineînțeles, pe care trebuia să, să o creezi și să, să formezi de la zero și la un moment dat mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut să antrenez și m-am gândit că nu voi face performanță ca jucătoare pentru că am început foarte târziu și că vreau să fac performanță ca antrenoare. Spuneai mai devreme de felul în care veneai acasă în urma condițiilor mai puțin prietenoase de pe terenurile de fotbal ale României și vorbeai de părinții tăi și tatăl tău a jucat fotbal din câte știu. În momentul în care veneați după un meci, exista o analiză pe care o făceați cu domnia sa, vă mai dădea sfaturi, cum arăta o zi sau cum arăta ora aceea după meci. Venea să vă vadă la stadion, la teren, existau așa dispute că n-ai stat bine în teren, că puteai să mai faci așa sau altfel. Cum arăta o analiză împreună cu familia după un meci? Câștiga sau pierdut? Depinde cum se întâmplă acest lucru. Da, vreau să spun așa o poveste, înainte de a vă spune și a răspunde la întrebare. Tatăl meu a fost pasionat și este pasionat de fotbal și și-a dorit să facă așa de mulți copii, încât la un moment dat Va fi un băiat care să joace fotbal. Și sora mea mai mare, așa, a fost fată, după care am venit eu, tot fată, și noroc că ne-am oprit la al treilea care a fost băiat. Și în momentul acesta, toți trei suntem implicați în fotbal, eu ca antrenoare. Sora mea a născut, are un copil de 3 ani și unul de 5 ani și a revenit pe teren și joacă pentru CFR Cluj în campionat este și profesoară de educație fizică și sport în Baia Mare și fratele meu care are un club de fotbal în Baia Mare pentru băieți și pentru fete. Și ca să-ți răspund așa la întrebare, tatăl meu a fost la handbal, a fost alături de noi, dar la meciuri nu venea, a fost doar la un singur meci, mi-aduc aminte, după care n-a mai venit. Dar de când am schimbat sportul, a venit la fiecare meci acasă, a venit și în deplasări Baia Mare, București, Iași, așa mai departe. A drumuri scurte, drumuri scurte. Da, a, adică nu putea să vină la sală în Baia Mare, a venit în București să ne vadă cum jucăm fotbal. Adică, ca să înțelegeți ce Cât pasiune de mare are e pasiune, da. Pentru, pentru, fotbal și ca să-ți răspund așa scurt, nu era foarte ușor să mergi acasă după un meci. Deci, vă și critica cu atunci când era cazul. Uh, avem o glumă cu tatăl, cu tatăl meu, Uh, el când se bucură pentru noi că am reușit ceva, wow, am câștigat un meci și am luat un 10, ce? Mă bucur. Cam asta este. Reacția. Da, -mi nimic Nu exprimă nimic, dar se bucură în interior pentru noi și pentru ceea ce am făcut. Și după meciuri era foarte critic. Ai făcut aia, ai greșit aia, arbitru, deci așa. procesul etapei continua, nu, nu era Nu era, era ușor, era mai greu acasă decât în vestiar după ce am pierdut. Adică nu ne critica antrenorul, cât ne critica el. Pe moment ne supăram de seamă că nu-ți place să zic că ai greșit așa de mult, dar cu siguranță ne-au ajutat sfaturile pe care el mi le-a dat. Pentru că sunt tare drăguțe poveștile tale Irina, luăm repede, repede, 5 minute de publicitate și revenim la ele. Rămâneți cu noi! Am revenit, dragilor, alături de Irina Giorgiu și pentru că am rămas la o frumoasă poveste despre cum cel mai apri critic al lor era tatăl lor, lucrurile au evoluat un pic așa și după câțiva ani a trebuit să faci și pasul către a veni în București. Cum a fost această schimbare? Da, în anul 2016 m-am mutat împreună cu soțul meu în București și am lăsat Baia Mare, și tot ce am făcut acolo. Foarte greu mi-a fost, nu pot să spun că am plecat cu ușurință de acolo, pentru că eram iubită de toată lumea, deja s-a creat o emulație în jurul echipei. Dar mi-am dorit să fac carieră în, în fotbal și să nu rate șansa de a ajunge să antrenez la cel mai înalt nivel. Și cum a venit, practic, pasul acesta să vii la București? Cine te-a contactat, ce proiecții s-au oferit? Bănuiesc că trebuia să fie ceva extrem de important să pleci tu de acasă, altfel nu ai fi făcut pasul acesta. Da, la momentul acela eram deja antrenoare secundă la echipa națională under 19, dar participam doar în cantonamente și atunci nu necesita uh, acest lucru să mă. să te relochezi. Să, Da, să mă mut în București. Dar în 2016 am urmat cursurile Școlii Federale de Antrenori și am. Uh, făcut licența UEFA și acolo domnul Apolzan, care era atunci directorul școlii de antrenori, m-a văzut, m-a remarcat, a văzut că sunt silitoare, că învăț, că mă descur foarte bine și el m-a propus mai departe federației să, să mă angajeze în departamentul lui, dar la o întâlnire chiar la ambasadă, la ambasada Franței, urmăream atunci campionatul european, m-am întâlnit cu domnul Burleanu și mi-a spus Irina, știu că o să te moți în București. Eu, da, 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 pentru școala de antrenori. Spune el, nu, 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 o să am altceva pentru tine și vreau să faci parte din departamentul de dezvoltare fotbalistică, să fii coordonatare pe fotbalul feminin. Și așa am aflat că voi ocupa această funcție. Deci, practic, ușor, ușor treceai și din iarbă în birou puțin. Este greau o astfel de trecere de la ceea ce făceai tu cu atâta pasiune într-un domeniu puțin diferit? Știai exact ce va implica această activitate în momentul în care domnul președinte ți-a propus? Da. Am negociat înainte de a semna <laughs> că nu-mi doresc să stau doar în birou pentru că nu pot să fac asta. Vreau să antrenez și am continuat să rămân secund la echipa națională Under-19 după care în 2017 am primit o nouă provocare să fiu o antrenor secund la echipa de senioare ceea ce a fost incredibil pentru mine și uh, mă bucur că am acceptat atunci pentru că eram nepregătită eram eu antrenoare, știam anumite lucruri dar totuși să fii secund la echipa națională este o responsabilitate foarte mare și am riscat și spun eu că nu am greșit este un domeniu care a fost aspru criticat de oamenii care, să spunem așa, au rămas cu o mentalitate învechită, care au rămas cu niște principii și cu niște stereotipuri ale trecutului de mult uitat. Cum, cum ți s-a părut perioada în care tu ai lucrat în acest departament? Ce, ce s-a schimbat? Pentru că automat au știu că au intervenit foarte multe schimbări de la obligativitatea cluburilor, de a avea și această secție de fotbal feminin la um, dezvoltarea campionatului, la foarte, foarte multe lucruri care țin de aspecte la care cumva nimeni poate nu s-a gândit până la momentul în care cineva vine și impune, să zicem așa. Da, am avut foarte multe proiecte frumoase la care am lucrat. Am lucrat inclusiv pentru fotbalul de junior, pentru copii și junior, pentru că eram un departament și ne completam între noi, nu ne ocupam fiecare doar de bucățica lui, eram o echipă acolo, am organizat competiții școlare, universitare, am făcut cupe, turnee împreună pentru promovarea fotbalului, este chiar un proiect foarte renumit în România, este un proiect dedicat fetițelor de la 5 la 8 ani, un proiect de la UEFA, în care încurajează fetele să, să joace fotbal. Au fost foarte multe proiecte frumoase și chiar mă bucur că am putut să fiu acolo, să ajut și eu puțin să progreseze fotbalul feminin s-a rămas unul dintre ele în minte la care nu știu, te-ai distrat mai mult, care ți-a plăcut mai mult sau unde ai văzut, nu știu, ceva mai mai impresionant. Cred că primul turneu organizat a fost o cupă atunci. Nu pot să dau numele, că era o competiție cumva cu un nume privat, dar știu că am organizat 32 de echipe, băieți și fete am ținut clasamente, am dat premii jucătorul turneului, jucătoarea turneului, au fost părinți foarte mulți, au fost profesori foarte mulți, au fost o încărcătură foarte, foarte mare pentru mine, dar m-am bucurat să fiu acolo, să văd atât de mulți copii care joacă fotbal. În 2010, când te-ai apucat tu, Irina, cred că erau 10 formații de fotbal feminin, dacă nu greșesc. Șase ani mai târziu, câte erau și întrebarea mea către tine ar fi dacă ai fi fost antrenor secund în 2010, ți ar fi fost ușor să faci selecția pentru echipa națională de fotbal feminin, fie under 19, fie cea de seniori? Da, în 2010, cum ai spus tu, erau 10 echipe în Superliga și atât. Echipe de junioare nu aveam, nu aveam nimic, aveam la nivel de echipe naționale, aveam atunci under 19 și Continuare. După șase ani nu mi-aduc aminte exact uh, care a fost uh, numărul, dar pot să spun uh, că acum avem uh, trei ligi, avem uh, under 17, under 15, under 13 și under 11. Deci au crescut uh, exponențial. Da, atât numărul de echipe cât și de jucătoare. Și dacă eram selecționer sau eram antrenor secund în 2010, mi era foarte ușor să, să aleg. Și marea majoritate a fetelor care jucau fotbal și erau talentate erau la Cluj. Atunci lua echipa Clujului, o aducea echipa națională atunci, nu? și făcea echipa națională. Clujul care Clujul nu e așa are, să zicem, istoria cea mai lungă a fotbalului feminin în România? Da, cred că peste 10 campionate și cupe. Cu prezențe în Champions League. Da. Vorbim de foarte multe modificări din punct de vedere al numărului de jucătoare practicante față de perioada în care tu ai făcut primii pași în fotbal. Din punct de vedere calitativ, cum stăm, Irina, față de perioada aceea? Adică avem jucătoare care joacă în străinătate, avem jucătoare care reprezintă ceva în fotbal european, dar aici să putem face și noi pasuri cu echipe campioane, cum a fost cazul Clujului, să ajungem în grupele cele mai importante competiții, ce ne lipsește? Ce crezi că nu este momentul de față și ar trebui să avem să putem concura din punct de vedere valorii cu marile forțe ale Europei. Da, într-adevăr, am crescut aici ca număr de jucătoare, număr de antrenori, antrenoare, dar ne lipsește încă calitatea. Și noi, în ultima perioadă, atât eu cât și colegii mei, am lucrat la acest lucru. Și sper că în viitor să, să putem să câștigăm și noi trofee importante. Eu cred că te-aș completa cumva, și dacă greșesc, chiar insist să, să îmi spui. Mie, mi se pare că la, la noi, uh, și mentalitatea este cea care oprește foarte, foarte multe fete și foarte multe femei din a face ceea ce iubesc sau din a face ceea ce plăceau uh, talent. Pentru că automat o să se izbească, și cred că nu puține sunt fetele care se izbesc de părerea, în primul și în primul rând, a părinților: Tu ești fată ce să cauți la fotbal, fotbalul e de băieți. Ca să nu mai zic de alte tipuri de stereotipuri pe care nu o să le menționăm la televizor. Și de acolo se blochează posibilitatea unor tinere fete de a face ceva la care poate chiar sunt foarte bune, și poate sunt foarte miștoși, și poate pot pleca la o echipă în afară și să câștige o grămadă de bani din ceva ce la noi e văzut un pic cam cu ochelari de cal, dacă se poate exprimarea aceasta. În schimb, în vest, unde nu este considerat așa, unde există de atâția ani, unde toată lumea. Ok, se bucură de mai multă popularitate pe fotbal masculin. Asta este cert și nu cred că poate contesta nimeni. Dar în familiile din vest nu prea cred că o să auzi A, tu ești fată? Ce să cauți tu la fotbal? Ce vrei să fii, băiat?" Sau alte prostii de, de genul ăsta. Pe partea cealaltă, în Statele Unite, unde știm foarte bine fotbalul pe care noi îl știm, socărul, cum eu îl denumesc ei, este practicat doar de fete. În școli. Este un sport dedicat fetelor. Dar la noi mi se pare că e, adică, crezi că este și asta o, o piedică, mentalitatea pe care, de care ne izbim? Da, cu siguranță și vreau să fac acum o paralelă. În 2016 am participat cu echipa națională de sinioare la un meci amical în Statele Unite, atunci campionă mondială și noi eram obișnuiți în România să vină la stadion maxim 1.000-2.000 de suporteri. La primul meci pe LA Galaxy am avut în jur de 30.000 de Wow. Și nu pot să spun că erau suporteri. Uh, nu știu cum să zic. Erau parte din tot ce era acolo. Uh, veneau ca și la un spectacol. La al doilea meci am avut uh, 28.000 de, uh, de suporteri și pot să spun că am rămas uimite de ce se întâmplă acolo. Și când m-am întors uh, în România, parcă aveam un regret, așa că mi-ar plăcea și mie să, să fie așa în România, să fie aplauda, să fii apreciat pentru ceea ce faci și să nu fii criticat. criticat. Mai e multă mămăligă de mâncat până la momentul ăla, că avem probleme de a strânge 30.000 de oameni și pentru echipa națională mare de bărbați, dar rămite pentru orice altă echipă. Mai avem așa scăpări, să le, să le spunem. Le încurajăm și ne dorim să fie cât mai mulți, dar asta este adevărul. Cred că, din păcate, o să ieșim puțin din perioada comunistă, poate peste câțiva ani mai ales 30.000 de oameni care să nu facă probleme atunci când vin să-și verse frustrările pe stadion Ali, și să provoace da daune celor care vin cu familia ca la un spectacol, așa cum sublinia și Irina. Am o curiozitate, Irina, pentru că eu provin dintr-o generație care marea majoritatea timpului liber și-a petrecut-o în curtea școlii și existau momente în care, fiind foarte multe echipe și greu de compus să fim mai multe, mai băgam și o fată să joace. Este un avantaj sau se întâmplă situații în care fetele vin să facă fotbal uh, feminin având în spate și o experiență de a mai fi jucat printre băieți, chiar și în joacă, chiar și de plictiseală. Și așa mai departe? Da, mi-aduc aminte în perioada copilăriei, în satul meu natal, că eu și vecinele mele eram singurile care jucau fotbal, cred că în tot județul sau în zonă. Și mergeam cu băieții pe terenul din, de la școala noastră și Toată lumea duminică era îmbrăcată frumos, la magazin, acolo în centrul la noi, noi în echipament sportiv, cu mingea, mergeam să jucăm uh, fotbal. Și acum pot să spun că mă bucur, în satul meu uh, natal, avem o echipă uh, de fotbal feminin, un club de fotbal feminin care Tricitări. se antrenează acolo și cumva mă bucur. În momentul acela era o rușine să joci fotbal, dar acum fetele sunt încurajate de părinți, au văzut probabil și exemplul meu și au văzut că se poate face carieră și în, în fotbal și acum, de câte ori merg acasă, pot să spun că mă bucur să le întâlnesc pe fetițe. Nu vreau să spun că ambele vecine joacă fotbal, că s-au lipsit și așa mai departe. <laughs> Am o vecină de 5 ani, ani, care a început să joace fotbal, cam de, de două luni de zile. Și e foarte pasionată și când mă vede pe afară și aduce mingea, i-am făcut ca două minge, e foarte încântată. Chiar a dormit cu ea în pat câteva zile. Mă cheamă, Irina, arătăm cum să lovezi mingea. Chiar avem o relație foarte, foarte bună. Cum, cum a fost momentul în care trebuia să. Pentru că tu de licența UEFA Pro, ai fost singura doamnă, domnișoară, la cursuri, sau mai erau și altele? Da, am fost singura femeie între 20 de bărbați. Recunosc că nu a fost ușor. Dar am, am rezistat, am avut și momente grele, dar am avut noroc cu soțul meu care m-a susținut și a fost alături de mine în momentul în care am vrut să renunț. Și îi mulțumesc pe această cale că m-a susținut. Ai simțit cumva că vreodată că vrei să renunți din cauza oamenilor din jurul tău? Da. Cred că de multe ori, dar nu că îmi doream eu asta, Evident. Pentru că. Aveau, ceva, alții, aveau o părere, nu? Da, aveau o părere sau glume proaste și așa mai departe. De când am început să joc fotbal, să antrenez, am fost cumva obligată să ascult mai multe glume proaste decât glume bune pe seama mea. Dar eu sunt o persoană puternică, chiar dacă sunt balanță, sensibilă, timidă. În momentul în care am un obiectiv. Chiar muncesc pentru el și sunt perseverentă. Luați-vă studiile. Așa, te rog, Ionuț. Dacă o parte dintre cei care te-au criticat nu au ajuns la nivelul tău cu siguranță, ai avut vreodată în gând ideea aceasta de a renunța, eclipsată fiind de numele pe care l ai întâlnit la nivelul cursului pro? Mă refer la un rădoi, mă refer la un bratu, mă refer la un... Măldărășanu, cu care ai dat, cu Mutu, au fost colegii de generație, dacă nu greșesc. Există și latura aceasta de a te simți oarecum copleșit de compania a celor cu care urma să concurezi, bineînțeles, deși tu nu erai concurentul lor direct, dar pentru obținerea acestei licențe sau pur și simplu mediul acesta cu jucători care au reprezentat atât de mult pentru echipa națională trebuie să fie doar un imbold pentru cei care se înscriu la astfel de cursuri? Într-adevăr, la licențele celelalte, la B și la, la A, atunci am vrut de mai multe ori să să renunț. Am întâlnit niște persoane pe care atunci când le-am văzut la examenul pentru licența Pro, m-am uitat la ei și mi-am dorit să nu intre. Nu sunt o persoană rea, dar pentru binele meu am spus, mi-aș dori să nu intre, să pot să mă bucur de, de experiență. Chiar așa a fost o persoană negativistă rău și n-a ajuns încă la licența Pro, cum ai spus, dar mă bucur că nu. Așa. Facem și o glumă, fiecare are drumul lui. Dar la licența a fost altceva. Au fost profesioniști, fost jucători importanți, care nu au făcut glume proaste cu mine. Nu... Mi au mai ieșit și din curte, nu? Da, m-am de de simțit foarte bine. Gradă. Chiar mi-au dat sfaturi, m-au ajutat, m-au încurajat. Chiar am avut o ofertă în ultima perioadă în Arabia Saudită și... Am avut numărul lui Rădoi și am dat un mesaj. La ce ar trebui să fiu atentă când merg acolo? mi-a spus. Ai grijă la contract, ce scrie acolo, să fii foarte atentă, dacă poți să te ajute cineva. E foarte greu să te adaptezi și așa mai departe. Mi-a dat un sfat. Pentru mine contează foarte mult să-ți răspundă cineva când ai nevoie. Ai avut vreun moment în gând ideea că nu-ți va răspunde, Mirel? La da. o astfel de solicitare, chiar dacă ați fost colegi de generație pentru licența Pro, credeai că e undeva atât de sus încât uh, să fi uitat cine ești tu, deși, repet, numele tău spune foarte multe în antrenorat, mai ales că ai și această titulatură de a fi singura femeie cu licență Pro, adică nu ești un antrenor care astăzi începe și te gândești aia, nu se uită Mire la mesajul meu, nu știe numărul. În momentul în care ai trimis acel mesaj, cu siguranță știa cine este expeditorul. Am avut onoarea să-l cunosc pe Mirel. Așa cum este el, zilnic, foarte preocupat, tot timpul să facă ceva, îi implica la fiecare curs, alerga pe teren când trebuia să organizeze, chiar dacă era în postura de antrenor principal sau secund. Era un om extraordinar și i-am dat mesaj sperând să-mi să răspundă. Nu, în general nu prea am așteptări așa de la oameni, fac ce simt, dacă nu răspundea, asta era, dar măcar am încercat. Iată că s-a finalizat cu un, cu un sfat bine primit din partea cuiva care a mai avut experiență nu așa, în zona respectivă și cred că se adună. Cum a fost perioada de antrenor secund la echipa națională de fotbal feminin? A fost o perioadă foarte frumoasă, cu multe emoții, dar și cu presiune mare. Au crescut da. un pic pretențiile și ale voastre, presupun. Da, pentru că echipa națională de senioare are nevoie de rezultate. Nu doar pentru federație, ci pentru toată țara. În momentul în care echipa națională merge bine, atunci se poate construi și mai jos. Eu așa cred. Și vedem că s-a întâmplat asta, vedem ce, uh, cumva în contextul campionatului uh, european, cu participarea, cu rezultatele frumoase, ulterior au venit rezultate frumoase pentru echipa națională de feminin și toată lumea a început să se uite. Și chiar ți minte că și noi eram uh, într-o emisiune aici și ziceam, a, au câștigat fetele, au dat gol, au făcut, adică lucruri la care să fim serioși, că am fi ipocrit să nu recunoaștem. Nu ne uitam cu atenție în, uh, în trecut. Și cumva cred că în contextul ăsta lumea a mai sărit așa, cu, la nivel de popularitate a crescut. Cum, care a fost, nu știu, cel mai emoționant meci pe care l-ai trăit pe banca echipei naționale? Eu cred că fiecare meci este important acolo și la fiecare meci, indiferent de junioare, senioare, aveam emoția începutului de meci. Când se cânta imnul, cred că a fost cel mai emoționant moment de fiecare dată. Ai colaborat cu Cristi Dulca, el era selecționer în perioada respectivă. Se spune despre bărbați că sunt foarte încăpățânați atunci când trebuie să accepte sfaturi, să fie corectați, să fie îndrumați, Eu sunt orgolioși, este foarte greu să ajungi cu ei pe aceeași lungime de undă. Cum a fost colaborarea cu Cristi Dulca, mai ales că era prima ta experiență cu un antrenor de sex masculin? Da, la început am fost așa puțin reticentă, pentru că m-am gândit că vine din fotbalul masculin, va avea atitudinea aia impunătoare de la început, fetele sunt mai sensibile, să spun așa, și m-am gândit că poate nu o să fie ce trebuie pentru echipa națională, i-am și spus asta. După care am început să lucrăm împreună și ne-am completat foarte, foarte bine. Eu având experiență în fotbalul feminin, cunoșteam toate jucătoarele, unde joacă, ce fac, ce calități, ce posturi, unde ar trebui să stea la fazele fixe, cunoșteam tot. Și el a venit cu experiența din fotbalul masculin și cred că împreună am făcut uh, o, o echipă bună. Cum ți s-a părut... Uh... Postura aceasta de antrenor uh, uh, secund și faptul că, așa cum spuneai, tu le cunoșteai pe fete, tu știai uh, foarte multe lucruri despre ele, automat aveai un atu în fața domnului Dulca, iar el venea în completare cu atul experienței pe care dânsul uh, o are. Cum reușeai să gestionezi relația cu vestiarul? Pentru că, nu? Se spune că este cam cea mai dificil de, de balansat. Da, la început uh, mi-a fost foarte greu să mă integrez. Mai ales că eu am fost la vârsta de 25 de ani antrenor secund și erau jucătoare cu experiență la 30, care aveau campionate câștigate. Chiar știau fotbal, mult. <gântu -i> și atunci mi-era foarte greu, dar nu arătam asta, că eu nu sunt pregătită să fiu acolo. și că. Tu aveai că... patală ma opusă până la urmă, adică da. nu era ca și când veneai așa de niciunde. Da, doar că eu tot timpul am fost foarte critică cu mine. Și uh, cred că și asta mă ajută să învăț în fiecare zi câte ceva. Nu că în meseria aceasta de antrenor trebuie să te documentezi, să vezi ce, ce este nou. Aș vrea să o întreb pe Irina, antrenorul și poate viitorul selecționar al echipei naționale de fotbal feminin, pentru că există o discuție la nivelul fotbalului masculin aceea. De fiecare dată când se anunță lista cu jucătorii convocați, sunt păreri por și conta dacă unii jucători care joacă mai puțin la echipele lor ar trebui să fie convocați, în detrimentul altora care, deși joacă în campionatul românesc, meci de meci nu sunt. Care este părerea ta, din punctul acesta de vedere, ca selecționer? Ar trebui să fie convocați strict jucătorii care au minute în momentul în care se află? această selecție în vigoare sau te uiți în spate și la ce aport și ce au reprezentat jucătorii respectiv într-o campanie trecută, cum este cazul unor jucători de la echipa națională. Nu vreau să dau nume, doar cazul acesta ți le spun dacă ai fi selecționer, cum mai crede tu că este mai bine? De cei ca selecționer trebuie să alegi jucătorii care sunt în formă maximă și să analizezi cu cine trebuie să joci, ce echipă uh, vei întâlni. Da, este o întrebare foarte bună, dar depinde. Depinde foarte mult. De exemplu, mă refer la campionatul nostru în România. Este normal, faci antrenamente cu jucători poate mai slabi, pregătiți decât un jucător care nu joacă la echipa de club, dar face antrenamente mai grele cu jucători importanți. Și atunci trebuie să faci o analiză, să vezi, să fie un echilibru. Nu poți să aduci niciun jucător care n-a jucat de 10 etape și îl aduci și îl bași titular la echipa națională. Este, este dificil, dar depinde de fiecare antrenor cam cum își gestionează, să zicem așa, propria bancă, propriul vestiar, dar discuții cred că vor, vor ieși tot timpul și cred că chiar și la voi ieșeau contraziceri și așa mai departe, pentru că este firesc. Cum vezi, cum vezi, echipa națională de fotbal feminin? Crezi că are un viitor strălucit? Eu îmi doresc. Chiar acum luna aceasta vor juca două meciuri decisive pentru calificare la campionatul european. Vor juca o dublă cu, cu Polonia. Și sper să, să treacă mai departe. Într-adevăr, nu este o cale ușoară, dar sper să, să fie un rezultat pozitiv. Sperăm că vor avea un, un drum frumos, pentru că, așa cum spunem, sunt cluburi în afară, nu e așa, unde se plătesc salarii foarte frumoase. Se poate trăi Irina din, din fotbal ca femeie în România? Da, se poate trăi din, din fotbal în. România, chiar în prima liga, cum sunt jucătoare profesioniste. Fiecare echipă este obligată să aibă în echipă 20 de jucătoare cu contract, ceea ce e un lucru foarte bun. Și, într-adevăr, în ultima perioadă s-a schimbat, să spun așa. Înainte nu puteai să trăiești din fotbal, marea majoritate lucrau part-time sau erau studente, eleve. Dar acum prin anumite reguli făcute de Federația Română de Fotbal, o femeie poate să da. se descurce și să câștige bani din fotbal. Ne uităm mă cu toții stălă. la Superliga Irina și am văzut-o pe Iuliana Demetrescu oficializând partide la nivelul Superligii. O femeie între bărbați, întrebarea ar fi inversă. Poate Irina Giurgiu să fie antrenor al unei echipe de fotbal masculin pe viitor? Ți-ai dori? Te-ai completa? ar fi o provocare, ai refuza? Cum vezi perspectiva aceasta? Nu azi mâine, nu știu când te simți tu liniștită, pregătită și dornică poate de a prelua un astfel de proiect. Eu... Antrenor cu licență da. Pro. Eu de la început de când am început fotbalul, mi-am dorit să rămân în fotbalul feminin, să pot să investesc și să ofer mai departe ce am învățat și să rămân aici. Consider că în fotbalul masculin sunt deja foarte mulți antrenori care pot să facă performanță și eu îmi doresc să, să rămân aici, în domeniul meu. va să aduce înapoi lucrurile pe care tu le-ai învățat și lucrurile pe care tu le-ai dobândit cu o carieră foarte, foarte frumoasă. Ai vreun regret, Irina, în privința carierei tale? Ai fi făcut ceva pe dos? Sau ai făcut ceva altfel? Cred că da. Aș fi investit mai mult în educația mea alimentară și mentală, și este important, în momentele grele, să cerem ajutor și să cerem îndrumare, pentru că fiecare detaliu contează în cariera unui sportiv. Și privind obiectiv, și evident aflând de la un profesionist, ce calități ar trebui să aibă o tânără fată care dorește să facă o carieră frumoasă în fotbal? În primul rând, pasiunea pentru jocul de fotbal. Și aici pot să compar puțin fotbalul feminin față de fotbalul masculin. De obicei, o fată care începe să joace fotbal, merge pentru că ea își dorește asta, ea cere părinților să meargă la fotbal. La băieți se întâmplă și să fie obligați copiii să, să facă această carieră sau împinși prea mult, să spun așa, de la spate. Și, da, deci cumva faptul că pornesc din start cu pasiunea, pentru că este foarte adevărat ceea ce tu spui, foarte mulți băieți se duc la fotbal din frustrarea părinților că ei nu au putut sau că ei au fost și vor să fie în continuare pe linia asta. La fete, în schimb, merg pentru că așa vor ele și le văd adesea prin, prin oraș. Sunt micuțe, sunt drăguțe, au echipamentul pe ele și joacă și mixt, evident, pentru că până la o anumită vârstă se poate. Măi, și sunt, sunt rele, să știți că sunt rele. Nu știu dacă ai văzut uh, la copii vreun meci uh, Ionuț, dar fetele aprige rău de tot. Pun piciorul și nu se voi căresc ca că bărbații la fiecare adiere de vânt, e adevărat. La armoză. copii e rău, deci mi se pare că sunt mult mai vânjoase și mult mai determinate și mult mai... dacă se întorc o dată, cred că iau și la palme pe ceilalți. Foarte rele. Mai am o curiozitate pentru că simt că ne apropiem de da. finalul acestei emisiuni. Știu că îți place Pep Guardiola, Irina, și întrebarea mea a fi tot către antrenorul Irina. De cât timp ar avea nevoie un antrenor să poată să pună în practică un stil de joc asemănător al lui Pep Guardiola? Să faci acele trasee, să faci acele combinații, să-ți îmblânzești mingea și să o faci prietenul tău, să nu fii nevoit să joci mingea lungă la fiecare pressing avansat al adversarului? Da, într-adevăr, este o întrebare bună. <laughs> Sper să am ocazia să antrenez o echipă de felul acesta și să pot să fac același lucru. Dar este foarte greu. 6-9 luni? Sau e puțin termenul acesta? Cred că mai mult timp. Mai mult, da? Da. Mai ales dacă nu ai jucătorii potriviți. Trebuie să-i aduci, să-i antrenezi, să-i integrezi. Dacă ai o echipă gata formată și le spui tactica și joacă singuri, atunci e altceva. Dar este foarte greu. Te inspiri în continuare, să înțelegem. Da. Și ești, ești atentă. Care este jucătoarea ta favorită? Pot să spun o jucătoare din echipa națională a României? Poți să spui pe cine vrei tu? Îmi doresc să, să dau exemplul. Capitanul echipei naționale de senioare, Florentina Olar, are 36 de ani, este căsătorită, are doi copii și încă joacă fotbal și joacă la un nivel înalt. Joacă la Fortuna Höring în, în Danemarca și la echipa națională. Și pot să spun că am văzut parcursul ei a fost o jucătoare exemplară. Modul în care m-a primit în echipă, modul în care se antrena pe teren, în afara terenului, pentru că nu era o jucătoare care se mulțumea cu antrenamentele de pe teren, făcea extra tot timpul și mi-aduc aminte, în 2016 am jucat uh, contra Belgiei și a fost, după șase luni după ce a născut, a fost cea mai bună jucătoare de pe teren. O altă poveste inspirațională. Mulțumim tare mult, Irina, că ai fost astăzi alături de noi. Eu nu-ți asemenea, dar timpul a, a fost și a trecut frumos. repede. Până data viitoare, rămâneți cu Metropola TV. Sare frumoasă!